go. Mi-a dat adresa. Gave me the address. Mi-a spus ce să vorbesc. Told me what to say. Zice, eu merg înaintea ta. Said, I'll be there before you. Când te va întreba și cauți. When the man will ask you what you want. Că sunt trimis de cel ce a fost acum. Tell him you were sent by the one who was just there. Și el îți va învăța cum să duci Biblia la Rusia. He'll tell you how to take the Bibles into Russia. Între timp ce eu am început să mă îmbrac, while I started getting dressed, a dispărut omul. The man disappeared. Am fugit la ușă, am cătat ușa. I ran to the door, I looked, blocked. Geamurile închise. Windows shut. Doamne, zic, ce-i asta? Dear Lord, what has this been? Că când vine o ființă cerească, frate, ești ca un om pierdut. When you see a heavenly being, you're completely lost. Nu că mai ai timp să-l fotografiez. No, not like some say, you know, I'll take a picture. Numai unii frați americani îi fotografiez. Just maybe some American brothers want to take pictures. Am fugit fuga la tata. I ran to my dad's house. Tată, uite ce am văzut eu. Dad, look what I saw. Bă, zice, du-te că noi ne rugăm. He said, go, I'll wake up the others and we'll pray. Și am plecat, era ceasul aproape, și a fost 12 noaptea. I left, it was about midnight. Am ajuns dimineața la ora 8. And I got there at 8 in the morning. Era o gară pe graniță. There was a train station on the border. Acolo trebuie să facă vama la vagoane. And there they checked all the trains. Și schimbau osile la vagoane. And changed the train axles. Că linia ferată la Rusia e mai lată ca la România. Because the train lanes in Russia are wider than in Romania. Când intra trenul din România la Rusia. And so when the train tried to go from Romania to Russia. Trebuie să schimbi osile la vagoane. They had to change the axles. Și în timp ce ei schimba la unele trenuri osile la vagoane. And while they changed the axles. Noi în alte trenuri băgam Biblia în vagoane. We could have put the Bibles in the train. M-a dus la șeful gării și am bătut la ușă. I went to the chief and I knocked on the door. El a ieșit tremurând. But the man came out shaking. Și cu dumneata. What do you want? Sunt trimis de cel ce a fost acum la tine. I was sent by the one who was just here, I said. Când a zis mai tare, a început să tremure. But when I said this, he began to shake even more. Ce să-ți fac? What do you want? Zic, vreau să duc Biblia la Rusia. I want to take Bibles to Russia. M-a chemat înăuntru. He called me inside. M-a învățat cum să aduc Biblia. Taught me how to bring the Bibles. Unde să pun Biblia. Where to put the Bibles. Și cum să le băgăm în vagon. And how to load them into the train. Într-o perioadă de 15 ani. And within about 15 years. Peste 300.000 de Biblie trecu la Rusia. We took over 300,000 Bibles into Russia. La afară de literatură. Dar nu eu, fraților. But it wasn't me, brothers. Nu Andrew. Nor Andrew. A fost direct mâna lui Dumnezeu. It was the hand of God directly. După 15 ani, frații din orașul Chișinău. After 15 years, the brothers in the city called Chișinău. Au descărcat Biblia din vagoane. Were caught unloading the Bibles. Și au arestat în 1980. And they were arrested in 1980. Nici acum nu i-au eliberat. They haven't been freed as of yet. Am 3 săptămâni de când am venit din România. It's been 3 weeks since I returned from Romania. Și am fost în au fost niște pastori din Rusia, and some pastors from Russia came over. Care le-am dat nici ajutoare, că eu m-am dus cu două containere de ajutoare. And I gave them some clothing and food because I'd gone over with two containers. Și am întrebat de eliberarea din pușcăria fraților. And I asked, have those brothers been freed from prison yet? Și au spus că încă nu e eliberat. And they said, no, they're still in prison. Familiile lor le-au luat noaptea cu domiciliul forțat. Their families were taken out forcefully. Le-au scos din casa lor și au dus în Valea Neagră. To a place called the Black Valley. Între Chișinău și Odessa. It's between the city of Chișinău and Odessa. Și acum sunt acolo, frate. And they're still there, brothers. Noi când am auzit eu împreună cu fratele Bernard din Olanda. When we heard about this, me and a brother Bernard from Holland. Am plecat la Chișinău. Went to Chișinău. Dar nimeni nu știut că unii sunt familiile. But no one knew where the families were. Ne-am strâns 80 de frați într-un beci. And so 80 brothers gathered in a basement. 3 zile și 3 nopți am făcut postul Estera. For 3 days and 3 nights we fasted Esther's fast. Nimeni n-a mâncat. No one ate. Nimeni n-a băut. No one drank. Nimeni n-a dormit. No one slept. Numai ne-a rugat și am lăudat pe Dumnezeu. All we did was pray and praise God's name. Până a venit îngerul Domnului. Until the angel of God came. He said, find the car. Eu voi merge pe botul mașinii. I will be on the hood of the car. Și să vă duc să vă arăt unii sunt familii. And I'll take you to the families. Și am ajuns, fraților, noaptea târziu. Brothers, am ajuns a doua noapte. We got there the next morning. La ora a doua. At 2 a.m. Când am ajuns, ei erau pe genunchi. When we got there, they were all on their knees praying to God. Copii micuți se rugau lui Dumnezeu. Little children praying to God. Dar cea mai mare surpriză a fost pentru mine. But the greatest surprise that I've ever era had preoți catolici, was that I saw Catholic priests, Orthodox priests, metodiști, Methodists, erau pentecostali, Pentecostals, erau baptiști, Baptists, creștini după Evanghelie, Jehovah's Witnesses even, și toți se rugau aceluiași Dumnezeu. But all of them praying to the same God. Toți strigau cu același glas all către Dumnezeu. Crying out for God to help them. Nu era niciun gard între ei. No more denominational fences. Acolo toți aveau libertatea aceasta. All of them had this great freedom there. Hallelujah! Amen.
Ne-am întors repede la Chișinău, fraților. We came back into the city. Ca să putem găsi frații tot acolo. And the brothers were still there praying. Și am găsit pe frații tot adunați. They were all gathered. Eu am făcut o strângere de bani. We went and we collected money. A doua zi am cumpărat tot ce a trebuit pentru acei de acolo. And that morning we bought everything they needed. Le-a luat și corturi. We bought them tents, haine, food, clothing. Și am încărcat două mașini. We loaded two cars. Și am luat-o spre Valea Neagră. And we left for the Black Valley. După noi vinea poliția. The police was following us from behind. Când magazinele rusești, când cumperi marfă multă. When you buy too much stuff in a Russian store. Gestionarul anunță poliția. The clerks let the police know. Și s-au luat după noi, fraților. And so they began to follow us. Era gata să ne ajungă. They were ready to catch us. Noi eram foarte disperați. You know, we were despaired at this moment. Dumnezeule. We kept crying out, Lord. Tu ne-ai arătat unde să-i găsim. You showed us where to find them. Fiți milă de copiii din Valea Neagră. Have mercy on those children. Let us get there. Don't let them catch us. Și când aproape să ne ajungă, and when we thought we had to stop, am văzut că Dumnezeu a ridicat un nor de ploaie. God just raised a rain cloud. Peste noi a plouat, over us it sprinkled. Dar peste ei a bătut o gheață așa. But over them there was ice about this big. Le-a spart parbrizurile. It cracked their windshields. Nu mai veni după noi. They couldn't follow us anymore. Noi am ajuns cu bine în Valea Neagră. And so we got to the Black Valley with no problem. Așa lucrează Dumnezeu. That is how God works. Când ne-am întors din Valea Neagră. Upon our return from the Black Valley. La intrare în orașul Chișinău. At the entrance of the city. Poliția controla toate mașinile. The police was checking every car. M-au găsit fără pașaport. They found me without a passport. Și m-au arestat. And they arrested me. M-au băgat în închisoare la rușă în Chișinău. They put me in the Russian jail in Chișinău. M-au ținut arestat până m-au chemat români. They kept me there until the Romanians called me home. Rușii nu m-au bătut. The Russians never beat me. Rușii căuta numai să-și bată joc de mine. They just kept trying to, you know, make fun of me. Odată în România. Well, they took me into Romania. Când am ajuns în România, casa mea era înconjurată de poliție. When I got home, my house was surrounded by the police. Nevasta o ținea cu fața la perete. They were holding my wife with her face against the wall. Fata cu fața la perete. My daughter with her face against the wall. Mine m-a legat și m-a pus cu fața la perete. They tied me and put me with my face against the wall. Au venit cu tot felul de aparate. They'd come with all kinds of equipment. Căuta Biblie. They were looking for Bibles. Avem foarte multe Biblie acasă. I had very many Bibles at my house. Credeam că ar să le găsească. I thought they'd find them. A început controlul dimineața la ora 8. They began to check the house at 8 in the morning. And they finished at 4 in the evening. La ora 4 vine un colonel la mine. At 4 a colonel came to me. Băi, Dumitri, întoarce-te cu fața la noi. Dumitri, please turn around. Spune unde ai Biblele. Where do you have your Bibles at? Da, le-ați găsit? I asked, did you find them? Eu credeam că le-au găsit. Look, because I really thought they'd found them. Ce n-am găsit nimic, no, we didn't find anything. Dacă n-ai găsit, înseamnă că nu am. Well then, sir, if you didn't find them, I don't have them, I said. Dar Dumnezeu le-a stricat aparatele. But you know, God had broken their equipment. Le-a închis ochii. And he blinded their eyes. Chiar dacă au calcat pe Biblie, because they walked right over the Bibles, vedea. But they couldn't see him. Bă, dar unde ai Biblile? Well, where are the Bibles at? Eu n-am fabrică.